am o mare lucrare de făcut. O mare lucrare de făcut presupune o mare responsabilitate. Spunea Neemia, cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Nu e vorba de timpul meu personal, nu e vorba de mine, e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, e vorba de poporul lui Dumnezeu, e vorba de cetatea lui Dumnezeu, e vorba de slujirea lui Dumnezeu. O mare lucrare de făcut. Când nu-ți împlinești lucrarea ta, vreau să știi acest adevăr, că neîmplinirea, neachitarea de datoria care o ai de a-L sluji pe Dumnezeu, nu te afectează doar pe tine personal, îi afectează pe cei din jurul tău. Dacă tu nu-L slujești pe Dumnezeu, tu poți fi o piedică pentru alții. Dumnezeu era supărat la un moment dat pe Israel, spunea, din pricina voastră numele meu este hulit printre neamuri. Dacă Dumnezeu ți-a dăruit o mare oportunitate, ți-a dat un mare har să slujești într-un fel, cât timp tu nu slujești, nu numai tu ești afectat, nu e doar despre tine vorba, ci e vorba despre alții. Generalul But, cel care a fondat mișcarea armatei salvării, armata mântuirii, spunea, dacă mi-ar fi posibil, i-aș lua pe toți creștinii și aș ține 5 minute deasupra iadului, să vadă cum este iadul, ce este în iad. Și poate atunci ar conștientiza cât de important este să salvezi un suflet. Să stai cu un coleg, să știi că el merge în iad și tu să nu-i spui niciodată despre mântuire. Că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să ne mântuiască. Să nu-i spui nimic, să nu-ți pese. Și această irresponsabilitate, faptul că nu ne interesează de alții, nu ne interesează de lucrarea lui Dumnezeu, ne interesează doar de noi. Neemia a avut o mare lucrare de făcut și a făcut-o pentru că mai întâi a avut o mare responsabilitate. Dacă eu mă opresc, nici ceilalți nu mai lucrează și ceilalți sunt afectați. Lucrul ar înceta, zidul n-ar mai merge înainte, nu s-ar mai construi și atunci lucrarea lui Dumnezeu s-ar opri. De aceea o mare lucrare de făcut presupune o mare responsabilitate. Și vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și vrem să ne asumăm această responsabilitate. Vrem încă o dată să ne angajăm, vrem să facem voia lui Dumnezeu. Dar apoi o mare lucrare de făcut presupune și o mare împotrivire. Să știți că este direct proporțional asta. Cu cât e mai mare lucrarea, cu atât e mai mare împotrivirea. Pavel a văzut asta. Noi știți cum suntem tentați? Dacă e mare împotrivire, renunț. Înseamnă că nu-i de la Domnul. Noi așa am traduce. Pavel se duce undeva într-o cetate și descoperă acolo mulți potrivnici. Dar el când vede mulți potrivnici, când vede o mare împotrivire, el traduce așa. Înseamnă că asta este o ușă mare și largă. E o mare lucrare pentru că aici sunt mulți potrivnici. Adică atunci când ai împotrivire, nu e un semn de la Domnul că trebuie să abandonezi, ci dimpotrivă trebuie să te întărești și să spui, da, înseamnă că lucrarea e mare, înseamnă că lucrarea este importantă. Dacă atâția oameni fac aceste eforturi deosebite, se deranjează atâția oameni, ce interesează până la urmă? Observați, o mare împotrivire, insinuare, vrei să te dai mare, amenințare, te vor omorâ, intimidare, speriau prin, chiar și prin proroci, presiune, în mod repetat făcea aceste lucruri, scrisori de tot felul, rătăcirea, prorocii falși,
Dar și mai este un segment. Fratele nu l-a enunțat, eu vreau să-l spun că mie îmi place și aspectul acesta să-l scot în evidență. Mai era acolo și alte scrisori ale lui Tobia. Mai erau niște scrisori care circulau dintr-o parte în alta. Dacă vreți, putem citi. Versetul 17 spunea, în vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el, căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerile lui Șecania, fiul lui, așa mai departe. Trimiteau scrisori și primeau scrisori. Servicii de informații. Ăștia n-au murit. Securitatea s-a desființat după Revoluție în anii 90, dar serviciile secrete există și în biserică există la fel. Oamenii care înregistrează, au acum tehnologie, noi de asta le-am și spus de multe ori, de asta și transmitem live, ca să nu-i mai punem și pe alții să păcătuiască. Ce au de văzut să vadă, că nu avem nimic de ascuns, nu avem nimic de pus la dos. Dar există. Și eu nu vă spun că sunt experiențe urâte, care nu vreau să le spun aici, dar... Din păcate, diavolul folosește și astfel de lucruri. Să ai microfoane ascunse pe nu știu unde să vadă, ce nu știi pe unde să mai faci ședințele ca să scapi de ei. Sunt și au fost. Și diavolul folosește orice strategie pentru a face ceva, pentru a prinde cumva, pentru a găsi ceva, pentru a avea un motiv ceva. O mare lucrare de făcut presupune și o mare împotrivire. Pe toate căile vrea să deruteze, prin dușmani, prin falși prieteni, prin falși proroci și așa mai departe, diavolul vrea să ne oprească și vrea să pună cât se poate această obstrucție lucrării lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă spun că totuși o mare lucrare de făcut presupune, la urma urmei, și o mare răsplătire. Ce bine, ce frumos arăta Evrei, capitolul 10, versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Să ai această încredere. Dumnezeu mi-a făcut o chemare măreață, o mare chemare, am o mare lucrare de făcut, asta presupune o mare responsabilitate, presupune o mare împotrivire, adversitate, dar totodată presupune și o mare răsplătire. Și la asta vreau să vă încurajez. Cu cât e mai mare lucrarea, cu atât va fi mai mare răsplătirea. Pentru că știți, sunt oameni care spun, toți suntem mântuiți și folosesc într-un mod distorsionat acest adevăr cu privire la unii au lucrat 12 ceasuri în zi, alții au lucrat doar un ceas și până la urmă au luat toți câte un leu. Și atunci ce rost are eu să lucrez 12 ceasuri când pot să lucrez un ceas în ceasul cel din urmă și gata. Acolo e vorba despre mântuire, care este la fel. Vom fi mântuiți, adică dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar apoi, în ce privește răsplătirea, răsplătirile vor fi total diferite. Total diferite. Cel care s-a ostenit mereu, cel care a făcut mult, și Domnul a spus, un pahar de apă dat în numele Lui, nu își va pierde răsplata. N-ai dat niciun pahar. Ce răsplată vrei? N-ai făcut mult? Vei avea răsplătiri puține. Și cu cât faci mai mult, și vreau să subliniez acest adevăr, că unii vor spune, dar tot mântuiți vom fi și nu mai contează cât facem, nu? Cu cât fac mai mult, cu cât e mai mare lucrarea, cu cât e mai mare snopul care îl strâng, cu atât va fi mai mare răsplătirea. Și are Neemia o vorbă pe care noi am preluat-o și într-o cântare. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Adu-ți aminte de mine. Adică ceea ce faci tu nu se uită. Nu se va șterge praful. Nu se va șterne praful peste ceea ce ai făcut, peste lucrarea ta,
Ci va veni o zi când faptele tale, când lucrarea aceea mare care ai făcut-o tu, indiferent cum este ea sau ce este ea, lucrarea aceea va fi într-o zi răsplătită de Dumnezeu. Și asta trebuie să ne dea curaj astăzi. Asta ar trebui să ne motiveze mai mult, să nu ne pierdem încrederea, să nu ne pierdem curajul. Pentru că tot ce facem, orice efort, orice pas care îl facem, orice pahar de apă care îl dăm, orice cuvânt spus la vremea potrivită, orice lucrare, orice bine care l-ai făcut cuiva, cândva, va fi răsplătit de Dumnezeu. Și de aceea noi trebuie să facem cât mai mult bine, să facem această lucrare să fie cât mai mare și trebuie încă o dată să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem puterea aceasta de a face cât mai mult, de a face cât mai bine. În așa fel încât atunci când va veni ziua aceea a aducerilor aminte, va veni o zi când Dumnezeu își va aduce aminte, când cartea cronicilor faptelor noastre va fi deschisă și Dumnezeu își va aduce aminte de orice lucru bun pe care l-am făcut. Când va răsplăti orice faptă bună, când va răsplăti Dumnezeu această mare lucrare pe care am făcut-o. Vreau însă înainte de a încheia să spun ceva aici vis-a-vis de împotrivire. Noi români avem o vorbă și din păcate spun, am auzit-o adeseori și prin biserici și printre slujitori. Nu iese fum dacă nu este foc. Am spus-o de multe ori și vreau să o subliniez. Diavolul este un maestru care știe să facă fum și fără foc. Adică se spune că tu, se zice, se zvonește printr-o popoare, se zice, se spune și toată lumea știe și de fapt nimeni a știut un lucru. Eu lucrul acesta l-am spus totdeauna la comitet și în general la comitete le spun lucrul ăsta. Vine câte unul la comitet, toată biserica, și întreb, bun, care este toată biserica? Te rog, adun că eu am lista cu registru imediat la mine și să vedem, să-i luăm pe rând. Cine ți-a spus? Toată biserica știe, toți vorbesc. Bun, hai să luăm pe rând. Și începe să spună unul și apoi al doilea cu greu îl găsește, al treilea nici nu mai știe exact cine și stai puțin, până la 600, 500 sunt. Dar toată biserica zice, toți sau care-s toți? Cam asta e tactica pe care o folosește și Sambala. Toată lumea zice, se zvonește printre popoare acum, toată lumea știe, nu mai știau de... Diavolul este maestru să scoată fum fără foc, să spună neadevărul. Adică oamenii cam asta zic, nu se poate, dacă se vorbește, ceva real este acolo, ceva sigur este că nu se poate, uite că poate. Poate diavolul să scoată fum fără foc, să spună că Neemia vrea să dea mare, că vrea să se răzvrătească, vrea nu știu ce, poate. Deși nu era absolut niciun adevăr aici, niciun adevăr, dar el știe să ducă lucrurile în așa fel și să spună că dacă se vorbește, că dacă s-a auzit, că dacă se spune, e ceva real acolo, poate nu 100%, dar este ceva. Iată că în cazul lui Neemia 0% adevăr. De aceea să nu plecăm întotdeauna urechea la orice șoaptă de felul acesta, la orice zvon, la orice bârfă, la orice lucru, așa, cu gândul ăsta că nu iese fum fără foc. Doresc Dumnezeu să ne dea putere să facem lucrarea Lui. Aș vrea să vă spun astăzi, vreau să conștientizați acest adevăr acum când ne vom duce în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Am o mare lucrare de făcut. Vreau să spun că acest adevăr nu este doar pentru mine. Nu e doar pentru cei care sunt responsabili într-un departament. Nu sunt doar această lucrare mare nu este doar pentru cei care fac o lucrare publică. Am o mare lucrare de făcut. Vreau să spun ție, oricine ai fi în locul acesta, dacă te-ai angajat să-L slujești pe Dumnezeu, ai o mare lucrare de făcut. Dacă vrei să-ți dedici viața Domnului, indiferent dacă ești o mamă care își crește copiii, ai o mare lucrare de făcut. Dacă faci un lucru poate mai puțin important din biserică, mai puțin văzut, mai puțin apreciat, poate lucruri lipsite de importanță, însă vreau să spun că în ochiul lui Dumnezeu este o mare lucrare. Orice bine îl faci, orice lucrare care ți-o faci cu responsabilitate,
care o faci cu pasiune, cu plăcere, cu bucurie, în ochii lui Dumnezeu, este o mare lucrare de făcut. Și vreau astăzi să-ți spun și să pun și în ochii tăi imaginea asta, lucrarea care o faci este mare. Indiferent că ești o soție care ai grijă de soțul tău sau o mamă care ai grijă de copiii tăi, că ești un tânăr care faci o lucrare, indiferent cum este ea, Dumnezeu are alte criterii de evaluare decât le avem noi. Noi o mare lucrare o vedem doar a păstorului, a unuia din comitet, unui dirijor, unui responsabil și cam asta e, nu, Dumnezeu are alte criterii de evaluare. Și eu cred că fiecare dintre noi care vrea să-L slujească pe Dumnezeu are o mare lucrare de făcut. Dar asta presupune o mare responsabilitate, o mare împotrivire, dar apoi presupune și o mare răsplătire. Și eu cred că toți vrem să fim răsplătiți de Domnul. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să venim în rugăciune cu mulțumire pentru cuvântul care ne-a fost dat în această seară. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea în continuare călăuzirea de care avem nevoie și să avem de la Domnul destoinicia de a-i sluji și de a avea parte într-o zi de răsplătirile sale. Amin. Cu toții ne rugăm.